Mai ceva ca un actor a fost omagiat Marius Iulian Ursoi pe Ultimul Drum. Mașini scumpe cu poza campionului în geam s-au oprit la casa mortoară a cimitirului central pentru ca apropiații, dar și elevii săi de la clubul sportiv să-și ia rămas bun. Avem copii pe care i-a dus fundul pe o cale. Ăsta era Iulian Ursoi. Nu, prefera să ia o palmă, să știți. Asta n-ați știut niciodată. N-a dat o palmă, nu dădea. Prefera să ia o palmă decât să dea o palmă. Și era bun. S-a antrenat în munți, nu știu dacă știți lucrul ăsta, că s-a antrenat de unul singur, s-a antrenat prin munți. Viața lui Ursoi a fost plină de controverse și a fost asociată de multe ori cu cea a lumii interlope. Pe cât de iubit a fost ca antrenor și campion mondial, pe atât de temut era când se implica în scandaluri violente. Când ați vorbit cu tot? Pe 6 septembrie. Nu era optimist. Era supărat. Supărarea lui Ursoi, dar și depresia din ultima perioadă, se trăgeau din relația cu fosta iubită, pe care o bătuse crunt cu o lună în urmă. Teama că ar putea ajunge după gratii l-a împins să-și pună capăt zilelor în locuința sa din Eforie Nord. Marius Ursoi a fost înmormântat la cimitirul central din Constanța, fără să aibă parte de o slujbă religioasă în biserică.